Transportatorii români se confruntă acum cu mari probleme la vămile cu Ungaria. Aceștia suferă întârzieri majore la frontiere ca urmare a funcționării necorespunzătoare a poliției de frontieră maghiare și a modului defectuos de funcționare a sistemului informațional de evidență, introdus în luna noiembrie 2021. Atrage atenția senatorul PNL Cristian Niculescu Țigârlaș. La aceste probleme se adaugă și utilizarea abuzivă a procedurilor privind verificarea autocamioanelor care tranzitează punctele de trecere. Așteptarea nejustificată, uneori de până la 12 ore, se produce cu precădere în vămile Nădlac 1 și Nădlac 2. Din punctul meu de vedere și, practic, aveți și demersul meu instituțional, am făcut interpelări la nivelul Ministrului de Interne și la nivelul Ministrului de Externe. Transportatorii români sunt umiliți în vamă, în special la trecerea frontierei în Ungaria, pentru că noul sistem implementat de către autoritățile maghiare nu este o reușită. Vami și maghiari nu folosesc respectivul sistem corespunzător, nu sunt învățați și mi se pare incredibil să implementezi un sistem de acest tip și să nu te asiguri logistic că va funcționa. Rezolvarea acestor probleme trebuie să fie o prioritate pentru guvernanți la nivel național, deoarece firmele de transport sunt afectate major din cauza acestei situații. Susținerea economiei este o prioritate pentru orice guvernare și toate statele membre ale Uniunii Europene trebuie să dispună măsuri tehnice și organizatorice pentru o mai bună desfășurare a activității de frontieră, mai precizează senatorul PNL. Trebuie autoritățile române să convoace autoritățile maghiare în sensul remediei acestei situații. Este incredibil sau este total incorrect să ții un șofer de tir 24 de ore în vamă, în condițiile în care el are transportul de făcut, are contracte de realizat. Sunt situații foarte complexe care trebuie să fie remediate. Cristian Niculescu Țigârlaș a ținut să precizeze că remedierea acestor deficiențe reprezintă o prioritate pentru el și că are convingerea că prin demersuri corecte se poate pune capăt situației neplăcute cu care se confruntă transportatorii români.